Salutare, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care v-ați abonat și vă abonați, celor care mă urmăriți și mai ales celor care lasă mesaje referitor la subiectele dezbătute pentru a îi ajuta și pe ceilalți urmăritori dacă eu nu știu să răspund la ceea ce întreabă ei și dumneavoastră știți. Mă bucur că dați răspunsuri în ajutorul celorlalți. În videoclipul acesta vreau să vorbim puțin despre schema de montaj al acelui switch transfer automat. Eu îl folosesc pentru a face o instalație separată pentru aparatura puternică, aparatură care folosește putere mare în amperaj vorbind și nu vreau să trec direct prin invertor. Și vreau să iau separat. Am ceva făcut pe manual, am pus schema, dar îmi este greu să mă deplasez tot timpul să comut rețelele și așa cu o simplă siguranță mut rețeaua pe care vreau eu. Bun, haideți să vedem despre ce e vorba și mai discutăm pe parcursul videoclipului. Așa arată ATS-ul meu, numai că al meu este cu roșu, l-ați văzut din videoclipul anterior. Este de 63 de amperi. Imediat vă arăt și cum vine montat. Undeva la secundar sau intrarea de urgență de atunci când nu avem pe principală, puteți pune un generator, dacă vreți să folosiți așa ceva, dar atenție, aveți nevoie de un generator automat care să pornească atunci când nu mai are curent pe principală, pentru că dacă nu simte aici că are curent pe secundar, nu va comuta automat și veți fi nevoie să folosiți tot pe manual. Și atunci ați dat banii degeaba pe automat, deoarece va trebui să faceți dumneavoastră pe manual. Atenție, când lucrați cu manual, selectați butonul sau apăsați butonul să fie pe manual, deoarece se poate arde motorașul care comută. Deci când vreți să-l treceți pe manual, apăsați butonul și-l treceți și pe manual aici ca să puteți să umblați dumneavoastră la el, altfel se arde. Bun, rețeaua principală, vedeți dumneavoastră, cu o pereche de siguranțe, 32 pentru monofazic, știți dumneavoastră foarte bine că pe 32 de amperi sunt toate siguranțele pe monofazic, da? Avem intrările separat, ieșirile comunică între ele fix, la fel am legat și eu, deci ieșirile comunică între ele, nu afectează una la alta cu nimic, deoarece avem siguranțe aici și aici și când asta e cuplată, aceasta este decuplată și atunci nu comunică și nu intră curent ca să se întâmple, eu știu ce, avarie sau ce altceva neplăcut. După aceea venim cu ele la siguranța principală, din siguranța principală pe fază venim cu alte siguranțe dedicate pentru prize, becuri sau pentru ce vreți să le folosiți dumneavoastră. Pentru nul nu mai are rost să puneți alte siguranțe deoarece aveți pe aceasta principală și nu vă mai trebuie. Cam așa arată și cam așa vine montat transfer switch-ul automat, cât și cel manual, doar că la cel automat v-am zis, dacă vreți să puneți o altă sursă de curent și provine de la generator sau eu știu altceva care trebuie să fie pornit automat, vă trebuie așa ceva, pentru că v-am zis, pe manual n-are rost să puneți automat. Cam asta vreau să vă arăt. Acum la sfârșit m-am cam bâlbuit, sunt puțin obosit, dar în mare parte mă gândesc că ați înțeles ce am vrut să zic. Mă bucur că vă pot ajuta și am văzut că am reușit să ajut mulți urmăritori. Asta a fost și ideea, asta este și scopul meu, să vă ajut pe cât pot. Și încă o dată,
Dacă știți anumite răspunsuri la întrebările pe care le pun ceilalți, nu ezitați să le dați, pentru că poate eu nu sunt atent sau nu le știu și dumneavoastră veniți în completare și atunci ne ajutăm unii pe alții. Vă salut, mult respect și vă doresc numai bine!